Uneori trăgea cu praștia în sfinți și le striga de la obraz că sunt torbi, că sunt șui, că li se vedea aura atârnată în cui, că au renunțat să mai umble de sculți. Ziua Mondială a Poeziei a fost prilej pentru poeții craioveni să-și amintească de scriitorii români din perioada interbelică și de cei care au fost supuși unor regimuri opresive. Atunci era mult mai greu pentru noi să aflăm ce îi se întâmplă lui Mircea Dinescu, de pildă, aflat în arest la domiciliu, sau cazul cel mai elocvent din întreaga literatură, al lui Paul Goma, dus la pușcărie, bătut, apoi în arest la domiciliu, un om supravegheat cu securitate și cu miliție la poartă. Foarte puțin aveau curajul să vină să-l viziteze și noi trebuie să înțelegem că am avut, ca să spun așa, pionierii noștri în acest domeniu. În viziunea UNESCO, care a instituit această sărbătoare începând cu anul 1999, poezia transmite valorile cele mai intime ale diverselor culturi și are capacitatea unică de a surprinde spiritul creativ al minții umane.